Un accident mai puțin obișnuit s-a petrecut în Pocruia, orașul Tismana. Un bărbat în vârstă de 36 de ani care s-a deplasat spre locuința sa a alunecat pe gheață și a ajuns pe carosabil sub roțile autobuzului. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital cu șoc hemoragic. Victimei i-a fost amputat piciorul. A fost adus un tânăr de 35 de ani în cursul nopții care a alunecat sub roata unui autobuz. A suferit un sindrom major de strivire cu fractură deschisă de tibie și femur. A fost adus în șoc hemoragic, intubat pe ambulanță, s-a intrat direct în sală cu el și, din păcate, în picior nu a mai putut fi salvat și a fost nevoie de amputația piciorului. Șoferului care se afla la volanul autobuzului s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, se pare că un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Peștișani, în timp ce se deplasa ca pieton pe drumul județean 672, localitatea Pocruia, s-a dezechilibrat și a căzut sub roata dreaptă spate a unui autobuz condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani din Peștișani. În urma impactului, pietonul în vârstă de 36 de ani a suferit leziuni, fiind transportat la spitalul județean din Târgu Jiu în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Victima accidentului se află internată la Spitalul de Urgențe din Târgu Jiu, iar starea sa este stabilă.